Atlantia vive Atlantia, vince Atlantia, Victor. Sunt pe popor Atlant, mă aflu în ziua, în preziua morții mele. Cunosc acest lucru, pentru că orice ființă vie atunci când se apropie de moarte se simte bine. Și bunica mea, deși este cadavru viu, înainte de a muri s-a simțit bine. Probabil că și când îi golea pe acei copii de sânge se simțea bine. Și când dădea din banii mei la alți copii se simțea bine. Dar nu despre asta vreau să vorbesc. Sunt împăcat cu mine însumi. Vreau să spun că nu am trădat niciodată Atlantia. Vreau să o felicit pe noul președinte al Atlantiei, care este conducătoarea rebelilor din Ramanilan, care a fost aleasă în aprilie anul trecut spre a prelua funcția mea de președinte în 21 decembrie 2017. Potrivit uzanțelor diplomatice, eu voi mai rămâne încă un an spre a o sfătui, spre a o ghida. 3 ani de zile ești președinte Atlantiei, un an primești sfaturi, un an ești președinte activ, un an dai sfaturi și înainte ești 13 ani pretor. Ea nu a fost 13 ani pretor al Marului Consiliu Atlantiei, a fost în Ramanilan. Și având în vedere că planeta asta conține câteva cuvintilioane de ființe, majoritatea bacterii din Agartha și Shambhala, 7 miliarde de oameni, 5-6 miliarde de alte specii, lir, mursul, ca vampir, nemuritor, vârcolaș, dragon și așa mai departe, cristale, plan, copaj, nu știu ce, mi-am permis să explic celor din Ramanilan de ce nu ar fi trebuit să dea aparatele mele de vindecare lui bunica mea, care l-a dat în celor din familiile Miron și Ursan. Vreau să explic că Lucian Ursan nu are nicio mai mică șansă să ajungă țara Rusiei, va fi ars pe rug în Rusia. Vreau de asemenea să spun că nu am cum să cedez tronul Rusiei și vreau să mai spun și că nu există nici cel mai mic sens spre a se da cadourile mele primite din străinătate sau din alte părți la bunica, pentru că bunica mea consideră că eu sunt înțeles dragonul masculin încă un an de zile până la plină vârstă de 42 de ani și va dona toate aceste lucruri, cum a făcut cu toți banii mei, la alții. Prin urmare, eu nu voi primi nimic și deja Alex Marinaș mi-a spus că în cazul în care nu primez nimic de la echipa Stargate să îl anunț și atunci eu nu voi mai participa și nici voi, cei din România, la misiune Stargate. Vreau să clarific astăzi în ziua morții mele care a fost chestia, care a fost războiul, istoria războiului. De ce am sacrificat Marele Consiliu al Atlantiei? A fost o invazie a Anunnakilor. A fost greșeala mea și greșeala Consiliului. Nu am alocat decât 10% sau 5% pentru apărarea Atlantiei. Nu s-au construit la timp stații defensive în majoritatea planetelor și la marginea galaxiilor noastre. A fost un atac incisiv. Anunnaki știau din interior că ce aveam un trădător, că există o anumită cale pe care ei pot pătrunde flotele lor până în inima Atlantiei. Și au făcut acest lucru. Nu s-au obosit să cucerească lumile exterioare. Dar lumile exterioare, când au auzit acest actat, au început, grație trădărilor noastre, să-și declare rând pe rând independența. Am pierdut 20% în total din Atlantia. Multe state și-au declarat independență. S-au format state noi, regiuni noi. Datorită s-a ajuns la funcția de guvernator de regiune. Și s-a ajuns ca să un guvernator să fie mai puternic ca președintele Atlantic și să poarte toate diagonalele asupra lui. Și eu să îl omor în cadrul Consiliului Atlantiei, pentru ca să demonstrez că sunt încă comandant în fața celor primitivi care sunt dezbrăcați acolo, printre care este și sora mea Artemis sau Alex Marinaș. Deci a fost acest atac incisiv. Flotele Anunnakilor, a omuleților Vest și Gri, au pătruns până în inima Atlantiei, până la planeta Mamă, unde se află Albigensis, și au asediat-o. Și au spus că trebuie să le fie păstrate în continuare linile de comunicare deschise, altfel vom bombarda această planetă și vor distruge Marele Consiliu al Atlantiei. În același timp, foarte încet, ei continuau să își mărească sfera lor de influență asupra tuturor lumilor capitale din sectorul de mijloc, sectorul inim al Atlantiei. Singura mea șansă în acel moment, neștiind ce urmează să se întâmple, știam că Laurențiu Marin se pregătește să trimită o trupă de comando ca să distrugă acele nave,
dar nu aveam de unde să știu dacă va reuși sau nu. Singura mea soluție în acel moment a fost să ordon unei flote atlante să distrugă liniile lor de comunicație și aprovizionare. În acel moment, cei din Consiliul Atlantic mi-au cerut ajutor. Eu am spus că le țin minte ultimul cuvânt, dar că trebuie să le sacrific viețile. Ei mi-au spus că ultimul lor cuvânt este să dau toată cunoașterea Atlantiei asupra acestei planete, lucru pe care eu l-am făcut, v-am spus, din Paleolitic până în epoca universală, ce să faceți. Da. S-a început bombardamentul, a fost omul cel din Marele Consiliu al Atlantiei, fica actualul președinte din Raman Ilan Petre a ajuns să cerșească pe străzi. A ajuns după aceea în pușcărie, de unde a fost eliberată. S-a spus că eu am încercat să o violez și ea acum a ajuns la comanda unei flote atlante care se îndreaptă către pământ. Așa a fost scrisă istoria. Comunicațiile fiind distruse, am putut să izolăm flota nuclilor și să o distrugem în ce să îi obligăm să se predea. În același timp, folosindu-ne de superioritatea noastră tehnică, prin faptul că avem motoare de salt, am trimis câteva flote mici, foarte mici atlante, că își mai aveau numai 15% din capacitatea flotei noastre, să atace lumile capitalele dragonilor, ale civilizației insectelor și ale anunachilor care eram în război și ale lemuriei. Și am reușit în acest lucru. Am pierdut câteva nave datorită salturilor foarte lungi, dar per total am reușit. Știam că dragonii pot fi în manjos în 2,5D și ne-am folosit această slăbiciune spre a-i distruge. Am distrus nava împăratului spre a-l omorâ și spre a forța capitularea civilizației dragonilor. Astăzi și civilizația dragonilor și cea a insectelor și a nunachilor se află integrate în Atlantia, alături de 212 alte specii. Civilizația noastră controlează 88% sau 86% în acest univers, mult mai mult decât Imperiul Sincretic, care controlează 27% din universul original sau original al el. Eu am fost condamnat la moarte lentă de cei din Marele Consiliul Atlantic, care au fost aleși la 30 de zile după ce am dat eu edictul imperial sau pretorian, nu imperial, că nu sunt împărat, sunt pretor, am fost pretor, și am demisionat din toate funcțiile publice. Am fost reales în Marele Consiliul Atlantic, nu am mai fost reales ca și pretor. Pretor al Marele Consiliul Atlantic este o femeie care este profesor la Catedra de Civile din Cluj la Universitatea de Civile, de Construcții Civile, Catedra de Construcții Civile din Cluj, care este din civilizația Acașă, care este copac din Acașă și pe care o consider în general loială, care mi-a luat de multe ori apărarea în Ramad Nila. Așa a fost scrisă istoria. Datorită puterii mele, care vine din slăbiciunea mea, căci eu am fost un avorton. Eu am fost avortat de către maică mea la 6 luni de la concepție. Asta este adevărul. Puteți să spuneți absolut orice. Știu că s-a plătit cu 200 de milioane de lei sau 5.000 de dolari moartea mea. Mâine nu mă interesează. Eu mă voi renaște din propria mea putere. Din propria mea cenușă. Că se planează să fiu dus în pădure, să mi se rupă degetele, să mi se scoată un ochi, să mi se scoată dinții, să mi se rupă mână, un picior, să fiu azi pe rug, să fiu spintecat, ce? O să mor la fel ca și sora mea Artemis. Să știe sora mea Atena, Simona Halep, că nu îi voi da, nu din cauza ei, misiunea divină. Deja am dăruit-o lui Afrodita. Am ridicat-o pe Afrodita la rangul de mare zeiță și pe Dionisos la rangul de mare zeu. Consider că această lume are nevoie de dragoste. Consider că această țară are nevoie de dragoste. Consider că nu trebuie să vă mai înjurați și amenințați între voi. Și astăzi este ziua Duhului Sfânt, ziua în care Duhul Sfânt este ultimul nivel în Atlantia. Am ajuns în această zi datorită eforturilor mele personale și ale voastre. Le mulțumesc celor din Raman Ilan pentru acel 12 achiv, pentru că mi-au arătat morții și scândura de lemn și toate lumile cele mari ai mie le-au arătat. Tot îmi spunea Atena sau Simona Alep că nu mă pot purta așa, dar ea nu înțelege suferința mea și munca mea și viața mea. Nu trebuia anul ăsta să nu mă lase, să mă scuipe în față, să nu mă lase acolo să particip la nimic. Asta a fost o foarte mare greșeală.
O foarte mare greșeală este greșeala celor care au dat toți banii la banca națională bunica mea, care i-a donat la cei nemorți și a donat și banii mei la cei nemorți și a făcut foarte mulți vampiri nemorți în Cluj și a distrus tot. Și dacă în continuare veți da cadourile la ea, voi considera că nu mi-ați dat niciun cadou. La revedere!